Accidentul rutier a avut loc marți dimineață pe drumul județean 208A, pe raza localității Ipotești. O șoferiță în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea autoturismul Volkswagen Golf dinspre Ipotești spre Bosanci, din cauza experienței reduse în conducere, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de beton amplasat pe un teren agricol, iar în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a 3 persoane, șoferița, dar și a 2 pasageri în vârstă de 50, respectiv 77 de ani. În urma impactului, stâlpul de electricitate a fost pus la pământ. Cele 3 victime au fost transportate la Spitalul Județean Suceava. În urma accidentului au rezultat 3 victime în stare stabilă, care au fost, li s-au acordat primul ajutor medical, după care au fost transportate la Spitalul Județean Suceava. M-am despărțit de el, am auzit o pocnitură. Când vine în coase, mașina dincolo, era un bărbat, era lovit la buze, nu știu unde, era o femeie care a plecat cu prima mașină la spital. Păi era, mai era una care tot era o leacă, erau 4 de tăt, 4-5, nici nu știu cât erau. S-a auzit o bufnitură puternică? Da, pocnitură, na, eram acolo la barcă, am auzit o pocnitură. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care la unitatea medicală i s-au prelevat monstre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.